Păi da, mă, eram la un prieten în Long Island și ne-am întâlnit într-o seară cu doi doctori, și ei plecați, unul din Timișoara, nu mai știu pe unde era. Și nu, a venit vorba de drogați, de chestii de astea. I-am spus că i-am văzut vai de mama lor și, și m-a întrebat, vrei să vezi cum e? Bă, curiozitatea, normal. Așa, heroină era. Da, da, da. Și m-am injectat. Înțelegi? Nebunia a fost că i-am pus să mă și filmeze. Am stat cu ei de vorbă, am devenit volubil, dar odată mi s-a dus șarful, m-am dus să mă culc, casă tip americanească de asta, cu living în jos și sus dormitoarele, am urcat și în loc să mă duc să mă culc în dormitor, m-am dezbrăcat în pielea goală, m-am culcat în cadă, înțelegi? Erau și efectele heroinei. Da, și dădeam așa din mâini. Ultima imagine pe care o văzusem era cum ninge, înțelegi? Și totul era argintiu în imagine, o nebunie. M-am trezit cu o sete și o foame de dulce, îmi scrisese Emil Săracu pe un carton de ăsta, ai tort de înghețat, ai Coca-Cola, sucuri, jusuri. Bă, frate, și a doua zi dimineața cu o durere de cap, nu m-a durut capul niciodată, dar de data asta mă durea aerul din jurul capului, Ovid. Dacă puneam mâna mai mult de atât, încrăpa capul. Ăia stăteau jos și se uitau. Eu am coborât, cum e? Nenorocire. Avem două variante. Ori mai facem o doză mică și ți-a durerea cu mâna, ori bei ca pe bere sticla asta de whisky. Și zic să nu mai văd chestia aia cu siringă de whisky. Mai bine bea whisky. Da, și am băut chestia asta aproape de coma alcoolică și m-am dus din nou în pat și m-am trezit a doua zi, deci 48 de ore am fost anormal și am spus, copilaș, asta este experiența, ca actor trebuie să știu despre el. Am făcut-o. Dumnezeu să vă ferească copilași de tâmpenia asta. Și din clipa aia... Salut! Gata, da. Nu mi-a mai trebuit. Numai a fost o experiență pe care recunosc. Am făcut-o de nebun total, dar asta a fost, cum să spun.